viață, ne ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! A fost nevoie de 777 de cazuri de COVID înregistrate ieri în România, la un număr semnificativ de testări, pentru ca în sfârșit aleșii neamului să voteze legea carantinării și izolării. Inconștiența celor din Parlament și a celor din guvern, care timp de două săptămâni au lăsat autoritățile aproape fără posibilitatea de a interveni atunci când un bolnav s-a hotărât să plece acasă din spital. Deci această inconștiență probabil că ne va costa în perioada următoare. Cam peste vreo două săptămâni vom vedea ce s-a întâmplat în această perioadă de două săptămâni. Până atunci însă, să spunem că până la sosirea invitatului, sperăm în câteva minute, încercăm să vă prezentăm de aici, de la nivelul nostru, la Piatra Neamț, cum se văd lucrurile. Deci, legea ieri s-a votat în Parlament, au fost și oameni care au votat împotrivă, printre ei doamna Emilia Arcan, dar și Eugen Todorovici, Adrian Tutuianu, s-au abținut unii, precum Teodor Meleșcanu, probabil nu l-a trezit nimeni la momentul votului și a lăsat-o pe stand-by tableta. În rest, ce prevede această lege? Cam este modelul propus de către guvern cu câteva amendamente propuse de cei din Senat. Practic, ai nevoie de acordul bolnavului pentru anumite măsuri. Dar în rest, legea oferă acum autorităților posibilitatea de a interveni. Probabil că în zilele următoare vom asista, dacă crește numărul de cazuri, și la niște măsuri mai dure luate pe anumite zone. Ne apropiem puternic de codul roșu, sunt deja, ca țară vorbesc, sunt deja peste 18 țări, 20 de țări care au pus restricții pentru români. Lucrurile merg destul de greu înainte. Avem și materiale care ne prezintă în timp real ce se întâmplă la nivel mondial. Este înspăimântător când citești, de exemplu, că în Statele Unite ai peste 60.000 de cazuri într-o zi. În Brazilia nu se mai discută și acolo e la fel. Este bătălie la nivelul serviciilor secrete din lume pentru obținerea informațiilor, studiilor din domeniu pentru un vaccin anticoronavirus. Este o stare de alertă în întreaga lume, întreaga lume conștientă, nu vorbim de Belarus, de alte asemenea țări. Germania, o țară care a gestionat foarte bine epidemia, deci foarte bine, și a fost mai puțin afectată, acum a autorizat măsuri de carantină întărită la nivel local. Adică are undeva un focar, automat introduce acolo măsuri de carantină cu interdicții de ieșire din anumite zone geografice limitate în funcție de gradul de contaminare. Este, cred că, metoda cea mai ușor de aplicat dacă ai în spate un sistem sanitar bun. Să nu uităm, nemții au ajutat inclusiv pe francezi, dacă nu mă înșel, pe italieni, și au preluat cazuri de la ei. Dar să ai și o populație conștientă de riscurile la care se expune și să poți, în același timp, să te bazezi pe reacția autorităților.
Pentru că la noi autoritatea în acest moment este atât de rău văzută de către oameni, încât pur și simplu nu mai ai nicio posibilitate de a discuta în mod normal cu persoanele de pe stradă care spun eu nu cred în coronavirus. Este absolut incredibil ce se întâmplă. La Piatra Neamț, poate aș citit ieri, în publicațiile noastre, 10A și Mesagerul, au început să fie internați și alți pacienți, dar deocamdată lucrurile merg destul de încet, mai ales că toată lumea se așteaptă la o explozie a cazurilor. Ați văzut ieri în Neamț 16 cazuri noi, 3 dintre ele în zone, hai să le spunem, de mini-focare. În condițiile în care ai cazuri la o societate comercială în care sunt sute de angajați, problema este dacă avem posibilitatea în acest moment să-i testăm pe toți. Puțin probabil că se întâmple acest lucru. Testarea acum este limitată la numărul de teste pe care se pot face pe plan local și destul de puține pe plan național. La Târgu Neamț avem 2 focare. Unu la o societate comercială, Sofia Man, unu, deși nu s-a vorbit încă despre el, este la... Vă rog să poftiți să luați loc până când se aranjează lucrurile, eu continui, la un liceu din Târgu Neamț, unde din știrile pe care le avem noi, avem un director adjunct, un administrator, o secretară și, și soțul respectivei secretare, dacă nu cumva și un elev care ar fi fost și la bacalaureat. La Piatra Neamț avem un focar la o grădiniță, în Dărmănești. Toate aceste informații vin foarte greu. Și întrebarea este cum află autoritățile de aceste focare, pentru că e clar în acest moment avem mult mai multe cazuri de coronavirus, ghilimele, în libertate și nu poți să le depistezi decât în 2 feluri. Se simte cineva rău, ajunge la spital și după aceea se face anchetă epidemiologică, ceea ce înseamnă că lucrurile ar putea să fie descoperite după 2 săptămâni, după 1 săptămână și să avem probleme, noi și noi probleme. Sau vrea unul să plece în Grecia cu familia și e obligat să facă test și descoperă că este infectat. Pardon. Cam așa stau lucrurile și, din păcate, nu asistăm la o informare corectă a cetățenilor. Județul Neamț, din acest punct de vedere, este undeva la pământ. În alte județe, presa și opinia publică, în general, pe site-uri, este informată imediat și la modul, hai să nu spunem profesionist, dar la modul acela semiprofesionist, este imediat informată și poți să știi, chiar să te păzești, să nu te duci la societatea respectivă unde lucrează sute de oameni, să te duci la lucru și să spui, hai să-mi fac un test, să-mi iau măsurile de precauție, mai mult decât în mod oficial, decât în mod normal. Nefiind informație, nu există nici feedback din partea populației. Și acestea sunt comentariile pe care le-am avut de făcut până acum. După cum știți, continuăm seria discuțiilor cu lideri de partide. Luni a fost Mugur Cosmanciuc, între timp declarat candidat oficial în lupta pentru șefia Consiliului Județean.
Marți a fost domnul Iulian Bulai. După cum știți, a declarat oficial că nu va candida la șefia Consiliului Județean Neamț. Miercuri a fost Ionel Arsene. El n-a declarat oficial că va candida, dar va candida. Adică, de fapt, a spus, voi candida și voi câștiga, a spus el. Joi a fost domnul Liviu Harbuz, care va candida la primăria Piatra Neamț. Și astăzi îl avem pe domnul Iona Saftei, președinte ALDE Neamț, și dânsul ne va povesti în primul rând dacă va candida. După aceea vom vedea ce a însemnat ALDE Neamț în 4 ani de guvernare comună ALDE PSD la Consiliul Județean și să vedem ce s-a întâmplat și în restul județului. Bună dimineața, bine ați ajuns la noi, domnul președinte. Bună dimineața, bine v-am găsit. Transmit salutări și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru acest prilej de a mă adresa nemțenilor, pentru că avem vreun să le spunem destul de lucruri interesante. Trebuie să mai stabilim sau să ne stabilim niște adevăruri și nu în ultimul rând să mai și informăm cu ce avem de gând să facem pe viitor. Păi, haideți în primul rând să vă întreb cum i-am întrebat și pe ceilalți care au fost candidați. E o întrebare cam abruptă. Păi și, da, directă, și directă și... De ce să facă? Și prea de dimineață așa. Deci, înțeleg că veți candida, dar nu ne spuneți încă. În acest moment, domnul Vrănescu, hotărârea mea este să candidez la președinția Consiliului Județean. Dar, sigur, prin ce înseamnă democrație și înseamnă și validarea de către biroul politic teritorial al ALDE. Și, bineînțeles, și o validare de la București. Am înțeles. Deci, practic, dumneavoastră aveți intenția de a candida, dumneavoastră v-ați pregătit, ca să spunem așa, pentru o eventuală candidatură, prin activitatea normală până la urmă. Mă pregătesc dar 4 ani de zile. Dar trebuie să urmați căile statutare. Pot să vă anunț, înseamnă că domnul Asaftei, în proporție de 99,9% va fi candidatul al de la Consiliul Județean. Aici mai fac eu o precizare, probabil că dumneavoastră nu o puteți face, mai depinde și de, să-i spunem așa, alianțele care se fac la nivel național. Categoric. Spuneam că mă pregătesc de 4 ani de zile, nu este un scop în sine. Și nici n-am urmărit un asemenea scop, ci în 4 ani de zile de activitate în cadrul Consiliului Județean, cu decență, cu modestie, în sfârșit, ca un om normal, într-o funcție de decizie, am încercat să fac lucrurile să fie bune pentru comunitatea nemțeană, pentru beneficiari. Haideți să le luăm pe rând. Pentru că am ajuns în punctul... Haideți să vă spun. Toată lumea care se uită la o emisiune în care apăreți dumneavoastră, își pune aceeași întrebare. Mă rog, toată lumea, mai puțin o parte dintre foștii, dintre colaboratorii dumneavoastră de la Consiliul. ALDE. Care este identitatea lui ALDE în activitatea care a avut loc timp de 4 ani și ceva deja, că am depășit mandatul? Sunteți cu mandatul depășit, ca să zic. Cu mandat depășit. Nu e expirat, dar depășit. Depășit. Care este identitatea ALDE în ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Județean? Da, să sunteți vicepreședintele Consiliului Județean. ALDE, cu ce s-a făcut? Așa, pentru că lumea spune, am spus-o și eu, ALDE a fost în remorca, în siajul PSD-ului. Haideți, vă rog, să-mi explicați acest lucru. De câte ori simt nevoia, vă întrerup. Da. Păi, aș vrea ca să informez cetățenii județului Neamț și pe cei care ne ascultă în momentul ăsta, că ALDE este un partid de centru-dreapta. Asta ar fi, sigur, pe ideea unei platforme social-liberale. Ideea este următoare. Niciodată nu am fost la remorca sau în siajul PSD-ului, pentru că ALDE, în primul rând, e un partid cu personalitate, cel puțin dacă ne raportăm la județul Neamț. În al doilea rând,
lucru foarte important. Noi am fost în cadrul unei alianțe. O alianță care a ținut acest guvern până anul trecut. Vorbesc de guvernul PSD-ALDE. În cadrul acestei coaliții s-au luat decizii extrem de importante, atât la nivel național, pentru binele general, dar sigur și la nivel județean. Sigur că din moment ce la nivel central se luau anumite hotărâri în condiții de unanimitate, PSD-ALDE sau alte PSD, depinde cum doriți să îi spunem, în cadrul coaliției respective, în aceeași manieră m-am comportat și eu la nivelul județului Neamț, vorbind efectiv de tot ce a însemnat proiecte pentru dezvoltarea județului. Deci, eu puteam să fac o notă discordantă în cadrul acestei alianțe, dar în mod categoric nu la remorca PSD-ului și nu se ajunge PSD-ului. De ce spun asta, domnul Bălănescu? Este un lucru extrem de important. Nu înțeleg de ce percepția, probabil și un pic răutăcioasă. Îmi dați voie să vă spun de ce? Vă rog. Deci, vă spun eu de ce. Pentru că întotdeauna PSD-ul a dat acea senzație că el conduce tot. Că el este cel care promovează. Acum pot să fiu un pic răutăcios. Chiar vă rog. Dumneavoastră cum vă simțeați când se tăiau panglici și nu erați invitat în calitate de vicepreședinte, dar erați invitat să ridicați mâna la vot? La vot, da. Așa, am destul de decență, așa, și nu este, cum să vă spun, nu ține neapărat de mine și de persoana, de personalitatea mea până la urmă, să ajung neapărat la tăieri de panglici. Nu-i vorba de Nu, am înțeles o metaforic, și ce vreți să spuneți. Ideea este una foarte clară. Mulțumirea mea sufletească și a partidului pe care îl conduc a fost și rămâne aceea că tot ce am votat în cadrul Consiliului Județean Neamț a fost spre beneficiul județului, în beneficiul cetățenilor. Dacă ar fi fost vreo hotărâre de luat, care aducea daune sau, știu, lucruri care nu sunt în forma firească, normală, evoluției, a tot ce înseamnă perfecționarea activității în cadrul județului Neamț, referitor la dezvoltarea județului, în mod categoric nu aș fi votat. Se știa foarte bine acest lucru, dar, scuzați-mă, când votez peste 100 de proiecte care sunt în beneficiul județului, de ce m-aș fi opus, domnul Bălănescu? Dar nimeni nu spune să vă opuneți. Eu vorbesc de identitatea ALDE în cadrul unei structuri în care exista, cel puțin la nivelul faptelor din partea dumneavoastră și teoretic din partea partenerilor, deci ați reținut fapte teoretic, o alianță. Sau, hai să-i spunem, o colaborare. O colaborare, sigur că da. Nu știu, găsim termenul. Sensul este același. V-a fost greu să păstrați identitatea altă în condițiile astea? Nu mi-a fost deloc greu, dar din potrivă cred că am evidențiat identitatea ALDE și oamenii de bună credință au simțit, au sesizat așa ceva. De ce spun domnul Bălănescu acest lucru? Pentru că PSD-ul fără noi nu ar fi trecut niciun proiect, dacă e să ne gândim la modul la care s-au pus foarte multe proiecte PNL-ul. Mergând pe ideea că și o parte a PMP-ului. Mergând pe ideea că, sigur, PNL-ul e partid de opoziție. Deci, cum necum, tot ce s-a votat în județul ăsta, repet, de la infrastructură, școli, modernizare spitale, alte și alte activități de natura, eu știu, vizez învățământul sau mai știu ce dumneavoastră, ai fonduri de alocat pentru ca activitatea să continue să meargă bine, am votat și am fost alături de PSD. Acum, problema se pune în felul următor. Nu eu sunt cel care trebuie să judec PSD-ul vis-a-vis de imaginea lui și, sincer, vă spun că nici mă interesează.
Problema care este foarte importantă e că eu ca partid nu am acceptat niciodată să fiu nici măcar la remorca lor, nici în siajul lor, dar am fost un partener loial, în sensul unei opoziții loiale, care înseamnă de fapt o opoziție în beneficiul cetățenilor. Și repet lucrul ăsta până la obsesie. Că trebuie să se înțeleagă acest lucru. Fără ALDE, PSD nu ar fi trecut proiecte de dezvoltare a județului Neamț. Și repet, sunt peste 100 de proiecte. Bun, haideți să vedem. Dacă ar fi acum să rememorați proiectele astea în care ALDE a avut contribuția, hai să spun, a pus punctul pe ei, votul de aur sau votul acela care face diferența. Și cu care vă mândriți și dumneavoastră, că probabil că nu cred eu că un proiect se făcea așa, sau sper că nu se făcea așa, se trezea cineva și spunea, facem aia. Nu. Și vi l-aducea în ședință. Deci orice proiect care s-a votat în cadrul Consiliului Județean Neamț a fost discutat. Mai mult decât atât, domnul Bădănescu, spre informare corectă a cetățenilor, să știți că am fost unul din oamenii cu inițiativă în ceea ce privește, dacă vreți dumneavoastră, iată, infrastructura rutieră. Foarte multe drumuri județene au fost călcate de mine la modul practic. Deci eu m-am dus pe aceste drumuri și am văzut când ele erau la nivel de grob, de nivelări și la nivel de petriș. Le avem acum în aproape 90% asfaltate. Se circulă modern, se circulă în siguranță. Asta este o satisfacție, să știți. Mă mai refer, dacă vreți, și la alte proiecte, inclusiv modernizarea spitalelor, a școlilor, apă, canal, tot ce a însemnat proiecte care au venit prin intermediul guvernului, pentru că ce nu vreau să înțeleagă, sau probabil că din anumite considerente puțin răutăcioase, unii oameni nu înțeleg un lucru. Nu a existat o guvernare PSD, a existat o guvernare ALDE PSD sau PSD ALDE, o coaliție. În ordine alfabetică este ALDE PSD, în ordinea numărului de pe tricouri este PSD ALDE. Ei, corect. Sigur, da. Eu nu fac publicitate PSD, mă sigur că mă refer la ALDE PSD. Dați-mi voie să vă spun ceva. Eu aș propune așa, noi începem emisiunea, pe aia luăm o cafea de dimineață și îl punem pe domnul Ionel Arsene cu emisiunea lui. Și scriem așa, agentul publicitar numărul 1 pentru ALDE este Ionel Arsene de la PSD. Păi asta... Din ce vorbim noi acum, aici ajungem. Asta vreau să vă spun, sunteți un om deosebit. Mi-ați ghici gândul. Deci, cel mai bun agent publicitar de model electoral, așa, pentru mine, este președintele Ionel Arsene. Pentru că tot ce spune el că a făcut, de fapt, noi am făcut. Haideți să ne înțelegem foarte bine. Noi am făcut. De altminte, ne-am avut decența să recunoască, și asta e un lucru adevărat, și presa a consemnat la timpul respectiv, că, știu eu, o declarație făcută undeva la Barajul Micaz, în momentul în care a fost într-o vizită cu ministrul Cuc pe DN15, care din nefericire este blocat, dar s-ar auzi așa pe surse, glumesc, și s-ar fi luat măsuri acum să-i dea drumul acest drum, să-i dea drumul la aceste lucrări. A avut o declarație de genul, cu domnul Rasafte am construit proiecte în Neamț. Ce însemna de fapt o recunoaștere implicită a faptului că nici n-a fost la remorcă și nici în siaj, apropo, ca să intrăm pe limbajul respectiv. Vedeți dumneavoastră, sunt unul din cei care acum vreo 6 ani de zile, când eram la PLR, în a doua sau a treia conferință de presă, eu am țipat atât cât am putut, în legătură cu dezvoltarea zonei turistice cu plecare de la Bicazi în zvorul Muntelui Dureu. La această oră, sigur, orice proiect durează 2-3 ani de zile, domnul Bărău. Sau chiar 4. La această oră, axialul, se modernizează, se lucrează pe el și se lucrează bine. Se lucrează solid, se lucrează acolo așa cum trebuie să se lucreze pentru a rezista aceste lucrări timpului, intemperiilor, și sigur se reziste în timp. Vedeți, dumneavoastră, mă refer la DN15, de asemenea și pe DN15. E drum național. Noi avem în județul Neamț 726 de km de drumuri județene și 408 km de drumuri naționale. La această oră, drumurile naționale sunt în totalitate asfaltate în județul Neamț, cu excepția acestui DN15.
Drumul național nu intră neapărat în competența noastră, a Consiliului Județean. Dar pentru că e pe teritoriul județului, pe mine mă doare dacă știu că cetățeanul, nemțeanul nostru, așa, merge pe un asemenea drum și avea impresia că merge cu vaporul, dacă vă amintiți. Așa cum se spune, știți, pe mine aceste drumuri mă doare. Mă doar în sfârșit. Vedeți, dumneavoastră, la timpul permis am atras atenția și iată că s-au luat măsuri prin Compania Națională de Drumuri și am început această investiție. Au apărut niște probleme și care le-a prezentat și domnul Arsene. Probleme de în sfârșit, poate la un moment dat de natură politică. Dom'le, blocați că acolo s-a întâmplat nu știu ce. Am cerut ferm, aș spune, chiar și prin un articol de presă, oameni buni, dați drumul la această lucrare, cine a greșit să plătească. Avem organabilitate să se ocupe de această chestiune. Dar noi chinuim 10-15 mii de oameni, plus traficul despre Vata Dornei sau despre Borsec, pentru că nu știu ce entitate politică își dorește să blocheze neapărat un asemenea drum pentru a dovedi că noi nu am avut dreptate. Iată că s-a dovedit în timp că am avut dreptate, au ajuns la aceeași concluzie, adică mintea românește de pe urmă, și am spus că guvernul liberal a hotărât în ultimă instanță să revină la sentimente mai bune și să rea lucrările constructorul care a fost pe acest drum, care este de importanță vitală. De ce? Haideți să privim puțin într-o anumită perspectivă tip Cleșteș. Avem stațiunea Turo, dar care e de interes local. Odată ce facem izvorul muntelui, pardon, Bicați, izvorul Mândureu, și venim pe partea asta altă, pe la Bisticioara, cu DN15, domnul Bălănescu, prindem, dacă vreți dumneavoastră, Dureu așa într-o formă, așa cum spuneam, de Clește, în sensul interesului efectiv pentru această stațiune. Accesul, eu am spus-o de atâtea ori că Dureu reprezintă chintesența turismului nemțean. Va trebui ca această stațiune să ajungă, dacă vreți dumneavoastră, de interes național și dacă v-am amintit și v-am amintit sigur, pentru dumneavoastră m-aș ironizat odată într-un articol vis-a-vis de... Aceasta este viața. Nu e o problemă, scuzați-mă, nu e un reproș, doamne, iartă-mă. Așa, și știți că sunt destul de tolerant și destul de democrat în o asemenea abordare. M-aș ironizat când eu vorbeam de o telecabină pe Ceahlău. Sigur că vreau să fie și o telecabină care pleacă din Dureu pe Ceahlău. De ce? Pentru că doresc, domnul Bălănescu, ca românul nostru, nemțeanul nostru, să urce cu o telecabină să vadă și el marea cea mare după Ceahlău de acolo. Pot să vă dau o veste bună? Vă rog. Este o inițiativă privată care deja instalează stâlpi pentru o telenovelă, nu chiar până în vârf. Nu, până sub sânge. Asta știu. Da. Deci este un prim pas. Este un prim pas. Veneam exact pe această idee. Vorbeam de pârtia de schi. Mai vorbeam eu și de altceva. Acum am spus și de Axelos. Pârtia de schi este esențial. Pârtia de schi care se face, aproape de inițiativa privată, știu despre cine este vorba și atât cât am putut, am ajutat. Și voi ajuta în continuare, pentru că eu plec la considerente de altă natură. Când cineva investește în județ, ajută-l că aduce beneficii județului. Și pârtia de schi se va face. Cu toate greutățile care au avut loc la un moment dat pe acolo, de genul e fluturașul, e liliacul, să avem grijă de, în sfârșit. Nu numai atâta, mai era și câte, hai să spunem, iconițe sunt în zonă, perfect, câte nu sunt. Știu bine despre ce se vorba. Și iată că în urma unor negocieri, în urma unor, aș zice, discuții, s-a ajuns la un acord între cei doi factori, și nu e cazul să-i amintesc neapărat, știm foarte bine asigurată despre cine este vorba, încât pârtea se prelungește până sub stânci și, așa cum spuneți, mergem cu telescaun sau ce-o fi până... deci pârtea o să aibă vreo 2000 și ceva, 1900 și ceva de metri. Ei, e un lucru important, chiar foarte important, dar să știți că a urcat pe Ceahlău cu o telegondolă rămâne, dacă vreți dumneavoastră, unul din proiectele de viitor pentru care mă voi bate. Și mai e o chestiune, domnul Bălănescu. Vezi dumneavoastră, nu prea sunt terenuri în Dureu. Și trecem după aia și la alte chestiuni. Nu prea sunt terenuri în Dureu. Să vă mai spun ceva. Axialul face o buclă undeva pentru intrarea în stațiune. Am fost acum vreo câteva luni de zile cu directorul la Parcul Național, Ceahlău, și am coborât pe zona biroului Parcul Național, biroul Salvamont. Da, se poate veni într-o manieră modernă, dar și sigur, aș zice eu, în siguranță, se poate coborâ
în stațiunea Durău, pe un alt drum decât cel care face acea buclă. Și acel drum de intrare în Durău să devină, dacă vreți dumneavoastră, spațiu de promenadă, de joacă pentru copii, de biciclete, în sfârșit, adică de agrement, încât omul să găsească, inclusiv să poate undeva construi și o piscină în aer liber, va fi o frumusețe. Adică noi trebuie să atragem turiști, să aducem cu zecele de mii. Veți vedea după ce se va da un axial, câți turiști or să invadeze stațiunea Durău. Și asta înseamnă beneficii pentru județul Neamț. În primul rând înseamnă bani în zonă, exact, și posibilitatea de noi investiții. Sigur că da. Uitați, sunteți întrebat de diferite doamne, în special, se pare că doamnele... Sărutuna doamnelor, indiferent dacă e o întrebare bună sau de altă natură. Drumurile se vor face oricum. Ați răspuns parțial la întrebare. Eu sunt sigur, indiferent de cine va ajunge în continuare la Cârmă, dar în afara drumului, ce proiecte aveți? Ați vorbit ceva acum despre Durău. Ce alte proiecte aveți în vedere pentru viitor în județul Neamț, în condițiile în care sperați să ajungeți din nou într-un funcție de conducere la Consiliul Județean? Sărutuna doamnei Mihaela. Doamne Mihaela, problema este următoarea. Drumurile nu se vor face oricum. Drumurile se fac pentru un efort colosal. Făcut 4 ani de zile de actuala conducere a Consiliului Județean și numai noi știm prin câte furci ca Udine, așa, am trecut așa pentru Priscila și Caripta, ca să rezolvăm problemele ca drumurile județene. Nu mai vorbesc de drumul comunale, care sunt de OAT-uri, de competența lor. Aici ai important, deja important e că modernizăm județul. Deci nu chiar oricum se fac, nu, se fac cu efort drumul și trebuie reținut, pentru că e vorba de fonduri, e vorba de multe altele. Revenind puțin de la întrebarea efectivă a doamnei, sigur că am vrut de proiect, vorbeam de această telegondolă. Vorbesc de a lega județul Neamț de Bacău printr-un drum care noi l-am numit expreso, poate chiar un segment de autostradă. Ar fi o legătură extraordinară care ar da posibilitatea tuturor care vin dinspre București, dinspre Ploiești, dinspre Vrancea, să nu plece neapărat în Bucovina, să mai devieze și spre noi de la Bacău, spre munții noștri, care vorbim de frumusețea lor aparte și de sfințenia lor aparte, aproape de muntele Ceahlău. Deci e un prim proiect. Ne mai legăm și de faptul că am vrea să dezvoltăm și ne-am să știți că am abordat și această problemă. Întregul areal al lacului Baraj Bicaz să-l aducem în zona turistică. Avem această mare dintre munți. Domnul Bălănescu, factorii de decizie sunt oameni. Fie că e Parlamentul României, fie că e la nivel local Consiliul Județean. Poate trebuie schimbată pe undeva legea. Dar eu, dacă aș aduce la Consiliul Județului Neamț și sau într-o altă conjunctură, într-o altă condiție, intrăm într-o altă coaliție, fiți sigur că voi lupta pentru aceleași idei. Vedeți, dumneavoastră, de ce nu dăm un 20 de metri lățime și un 30 de metri lungime terenuri în folosință pe malul lacului, vorbim de cota de peste 520, 520, care înseamnă, sigur, cota hidro și de nivel al lacului, să cesionăm, să concesionăm, să vindem, să găsim o soluție legală încât oamenii să-și poată construi pensiuni. Domnule, venim și cu modele de pensiuni, nu de-alea în stil corean, iertați-mă. Am 50 de modele, oameni bune, alegeți-vă, nu faceți cotețe de găini și mai știu ce Dumnezeu într-o asemenea zonă. Adică, de ce n-ar deveni lacul Baraj Bicaz, Marea Sfântă Munți, un fel de Como italian? Da, știți care este problema, domnul președinte? Lacul mare asta dintre munți, cum foarte frumos o numiți dumneavoastră, are toate șansele, dacă nu avem primar gospodari al localităților care sunt riverane, să devină o mare hazna. O mare hazna, mare hazna între munți. Pentru că, de exemplu, comuna, Ceahlău, care nu are canalizare. Se deversează aproape tot în lac. Pensiuni, care nu sunt pensiuni declarate, dar
pe toată zona. Ele nu sunt declarate pensiuni. Acolo patronul are prieteni în toată țara care de obicei vin și stau la el în weekend, stau 10 zile. El postează pe Booking, pe alte lucruri, că el are pensiune, dar dacă te duci la... Eu nu. N-are fosă în curte sau are o groapă și o țeavă care se duce direct în... Asta este foarte grav. Deci, când gândim o asemenea dezvoltare, ar trebui gândită integrat. Integrat și latura modernă. Și iertați-mă, cu sancțiuni de anulare efectivă. Aici nu ne jucăm. Și aveți perfectă dreptate. Domnul Bălănescu, mi-a stricat mingea la fileu. Știți cine... Întotdeauna am fost conducător de joc. În toate jocurile pe care le-am jucat, știți cine, am fost conducător. Știți cine a inițiat... Aici să nu lipsi de modestie, dar îmi dă dreptul ceea ce am făcut. Mi se pare normal. Știți cine a inițiat scoaterea din lacul Bicaza 270 și ceva de tone de mizerii și deșeuri acum 2 ani de zile și a adus guvernul României pe baraj pentru a vedea ce nenorocire și cât este de calamitat acest lac? Subsemnatul. Sigur, au fost probleme, că am luat fața cuiva, nu asta e problema. Unora nu le-au plăcut cizmele dumneavoastră. Ai altă am înțeles că aveau o culoare așa mai... Nu erau suficient de roșii. Exact. Erau dacă, mai verzi. Dacă ați avut cizme roșii, cred că era cu totul altceva. Deci s-a ajuns la discuție de miniștri. Au venit miniștri încoace. Au venit secretar de stat. Deci s-a pornit o acțiune de am scos la acea vreme, repet, 270 tone de deșeuri. Ei, apropo de ce spuneați dumneavoastră cu latura igienico-sanitară, ca să o luăm așa, și de protecția mediului. Păi cum să nu intervin când noi aveam ministrul la mediu, cei de la ALDE, și aveam la electrică, aveam sigur la Ministerul Energiei, aveam de asemenea ministrul nostru. Eu am intervenit pe asemenea poziții, președintele la ALDE și vicepreședintele Consiliului Județean, pentru decolmatarea acestui lac, pentru scoaterea acelei mizerii care m-a îngrozit. Nu vă puteți imagina ce sentiment de mândrie am pe 15 august în același an, când apa era curată și săreau băieții să prindă purcelul sau rața sau mai știu eu ce Dumnezeu în apă. De ziua marinei. De ziua marinei, de 15 august. Asta este o problemă. Și am venit în conflict cu cine credeți dumneavoastră. Am curățat inclusiv în port aici. Nu vă puteți imagina ce miros fetid, cât e de pestilențială zona acolo, că vă apropiați. Pentru că toți cei care au pagodele, nu numesc altfel. Alea sunt... Mizerile alea chinezești, nu numesc altfel. Chestiile acelea, casele acelea pe lac, eu aș cere, uite, cer public. Cer public eu. Nu dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți doar vicepreședintele Consiliului Județean și doar președintele ALDE. Eu sunt un amărât de ziarist și o să cer public celor de la Hidro, nu? Parcă acolo, Hidro, așa. Garda de Mediu. Dom'le, ce autorizație trebuie, domne, să pui un WC-ul plutitor din ăla pe apă? Au autorizații? Sunt autorizate? Cum dau ei drumul, scuzați-mă, la, știți dumneavoastră, ce când trag apa? Și unde se duc? Direct acolo. Dacă băieții ăștia, care cică, își fac datoria să apere mediul, nu au bunul simț nici după această intervenție. Să ne spună, mergem noi și stăm în fața lor în fiecare zi acolo la, cum se cheamă, instituția aia cu mediu, că sunt două. Una cică dă autorizațiile și aia altă dă amenziile. Sau, mă rog, vede cum se pun acele autorizații în operă. Este o mizerie. Acele WC-uri plutitoare, pentru persoane de elită, adică, să fim bineînțeleși, rahat... Domnul Asafi, dați-mi voie să spun, rahatul lor nu miroase și nu poluează, domnule. Deci rahatul lor nu, pentru că ei sunt vipuri. Da. Și au vipuri în buzunar, adică sunt buzunare de vipuri acolo. Și haznale ale vipurilor pe apă. Mie mi s-a atras atenția că intru într-o zonă foarte delicată. Bă, serios? Dar n-am înțeles ce mai dat vreo unul deci, la... Cum făceați? E zona delicată, da, e nu? Foarte delicată. Că le-am strâns mizeria din spate. O să dau drumul la filmări, am imagini, am făcut filmare acolo. Nu vă puteți imagina. Știți care este problema, domnul Bălănescu? Am cerut efectiv, dacă noi vrem să avem un port curat la Bicaz, portul trebuie să fie al cetățenilor cu vapoarele, atât. Și cu nimic altceva.
tot ce înseamnă căsuțele, ne-am cerut, dacă vreți să adică să mai grubim, deportarea lor, așa, adică deplasarea lor într-o altă zonă. Avem acolo undeva, că tot vorbim de Siaș, avem undeva acolo să le deplasăm după un cot. Da, și se poate ajunge, da, bă, duceți-ne acolo. Haideți, dați-mi voie să... Lăsați portul liber, fraților. Că și acolo, ce vă spuneam eu, tot în lac nu, se duce. Nu, categoric, dar odată deplasate acolo să ia și măsuri de, cum vă spun, de protecție a mediului. Și haideți, domnule, să fim moderni, să nu fim, știți, haideți cum zic, să mă scuze, să fim moșii, știu, acolo e moșicie, ce să mai încolo încoace. Și vine cetățeanul, ajunge în port, vine ziua marinei și mă uit, sigur, noi mai suntem chemați să mai ținem noi un discurs pe acolo, vezi, mii de oameni, așa, și tu stau în mirosul ăla de acolo, așa. Când eu știu ce este jos, mi-așa m-a avut un sentiment de milă față de toți oamenii așa care îi privesc. Deveniți foarte muzical. Și de, da, și devin, deveniți așa, muzical, stare, vă apucă mila, o stare emoțională, vă apucă sila, deci deveniți o persoană muzicală. O stare emoțională nefavorabilă, știți, da. E păcat de bunul Dumnezeu. Dar să știți că dacă noi am fi mai hotărâți și nu ne-am spălat, știți, capilat din pont, așa, rapid de tot pe, și am zis clar, domne, decizia cu tare, Guvernul României cu tare, Garda de Mediu cu tare, Mediu cu tare chestiune, Hidroelectrica cu tare, ce face cu oamenii ăștia? Opa, mai avem instituții. Capitania Portului Naval Galați, care este acolo. Doamne, haideți să stăm de vorbă. Ce autorizație dați voi de ne poluați? Partea asta, cred că este o parte publică, generală. Vin unii și așează acolo, o căsuță. Du-te, domnule, la... Du-te la un kilometru. Dar, repet, în cazul de modernizare. Pentru că, și de protecția mediului. Pentru că în momentul în care se făcute eforturile alea colosale de scoaterea mizeriei din lac, și aveți dreptate uneasă cu riverane, numai că vin și până spre Suceava, din altă... Alea cam tot ce... Peturi și mizeria. Exact, peturi. Eu vorbesc, scuzați-mă, de rahat. De tot ce... Eu vorbesc de rahat și tot ce curge de pe... spală oamenii... Asta de... lasă să înțelegă că mai avem foarte multe de făcut pe problema de protecție a mediului. Și să știți că eu nu sunt neapărat un adept al tot ce zice Bruxelles, dar de multe ori al mediului cred că trebuie să luăm niște măsuri drastice din... Sunt chestiuni de bun simț, domnule. Indiscutabil. Deci nu mai discutăm de Bruxelles aici, nu mai discutăm. Mie să-mi vină primarul să-mi spună, domne, uite, ăsta este proiectul meu pentru canalizare. Și am fost sceptică, n-am fost sceptică. Dacă nu, asta e, domnul președinte, domnul Cutare, asta e prioritatea numărul unu a comunei. Nu să-mi puneți mie... 2 km de asfalt pe o stradă unde stau 4 oameni sau să-mi trageți apă pe un deal unde stau 2 familii. Și alea sunt importante. Dar principalul lucru este ăsta. Și să nu mai lăsăm vrăjelile alea cu proiecte care folosesc doar pentru constructor, pentru cel care semnează situațiile de lucrări și să vedem în profunzime ce e nevoie pentru comunitate acolo și pentru comunitatea mare. Adică vrem să facem marea dintre munți, ok, hai să o facem, dar hai să o facem cu cap. Să nu o facem populată cu rahați. Eu mă uit și mă refer și la cei din apă, da, și la cei de deasupra. Și la cei de mal. Eu mă uit acum cu oarecare, așa condescendență, să numesc altfel, cum se dau unii de ceasul morții, ce ar gândi ei, ce ar face. Sigur, sunt bune ideile, să vină. Mă, frate, voi de treabă ați auzit? Haideți mai la muncă. Ia puneți voi mâna, cum am făcut eu acum 2 ani de zile, că am scos echipe de la ALDE și cu alte echipe, cu oameni care au conștientizat acest lucru și ne-am dus și am strâns în saci peturi și toate astea. Nu mai spun de alte măsuri luate, inclusiv la nivel de ISU, știu, jandarmi, pompieri, doar armata ne-am băgat-o acolo, domnul Bălănescu. Deci, ca să curățăm, acum... Și cu asta am încheiat pe tema asta. E o firmă care a câștigat și o licitație. O să vă duc un pic în control pe acolo să văd despre ce este vorba, de pe poziția autorității Consiliului Județean. Că, așa. Pentru că s-a angajat ca să curățe lacul. Păi bă, frate, haideți cum curăț lacul. Pentru că suma cu care a câștigat ce e de făcut acolo e măricică. Și măricică bine. Păi da, a făcut de treabă, omule. Domnul președinte, haideți să vorbim un pic și despre organizație. Cum stați în acest moment ca acuși
Acum și ca intrăm, dacă s-ar mai ține alegerile, dacă ne lasă COVID-ul, cum stați la nivel de județ? Cu ce vă lăudați? Cu cine veniți în față? La Piatra Neamț deja aveți un candidat care deja... La Piatra Neamț avem pe domnul Ciprian Enache. Care vă tot întreabă pe aici niște lucruri. Deci vă întreabă domnul Ciprian Enache ceva despre... despre un drum, nu mai țin minte care, dar sunt foarte multe comentarii și o să le luăm la final. Da, nu-i problemă. Să le discutăm, mai avem vreo 15 minute. Cum stați la nivel de organizație? Aveți candidați, Roman, Bicaz, Târgu Neamț, în comune, cum e? Deci avem candidați la nivel de municipii, avem candidați la nivel de orașe, avem candidați în 61 de comune, deci candidați de primari, la asta mă refer. Pentru consilier nu este o problemă așa prin diferență până la 78. Facem față cu brio unor încercări, unor fantome care bântuie prin județ pe aici cu capul hidrei la București, ca să numesc altfel, care tot încearcă să ne ia din oameni. Uite, o întrebare. Doamna Oana, o fan al emisiunii, o întrebare pentru unitatea dumneavoastră. Au fost plecări din organizația județeană în ultima vreme? La inițiativa partidului, adică i-ați dat afară, fie la inițiativa membrilor, dacă da, de ce? Știu că ALDE punea mare preț pe loialitate. Vă mulțumesc, spune doamna Oana. Da, vă rog să răspundem scurt, rapid, pentru că sunt multe. E o întrebare bună. Deci a apărut în spațiu public, ieri, dacă nu mă înșel, plecarea viceprimarului de la Poiana Teiului la Pro-România. Și obține așa s-a comentat. Paul Enache. Vreau să vă spun că nu mai deschid acum pe acest telefon, am un mesaj pe care mi-a trimis acest somn și a zis: domnul Săft, eu sunt un om de onoare, domnule, eu sunt muntean de pe Valea Muntelor aici. Eu am fost la o discuție, cum în perioada asta se discută, așa. Spune, n-am niciun gând să trec la, adică nu m-am decis să trec la cineva. Deocamdată eu știu că trebuie să merg cu un președinte care e creștin ortodox, domnule, așa gândit el. Am mesajul. Și cred că dumneavoastră corespundeți din punctul ăsta de vedere. Dar noi vorbim de ALDE și de loialitate pentru ALDE în 4 ani de zile de mandat pe care omul ăsta și a realizat acolo și a realizat cu brio. Dar știți ce se întâmplă? Sunt mutări și mutări, domnul, pe această, în această perioadă, pe șichelul ăsta politic, care și eu am și eu consilieri luați, care au venit la PNL, am și la alte partide. Și am să-i scot pe fiecare la timpul potrivit, iată, cu tare, că avem... Deci este o mișcare, ca să spunem așa, care se întâmplă înainte de alegeri. De alegeri, exact, și o mișcare de reașezare un pic a forțelor. Ce este... M-am trezit acum că a venit cineva pe aici prin NEMS, Platforma Social-Liberală, condusă de un domn, care nu e cazul să-l amintesc. Deci are un nume frumos. Da, sigur că domnul Ilan. Ilan, așa. Deci, domnul Ilan... S-a așezat așa într-un bărejor de undeva, cu spatele către biserica și o catolică, și a scos o fotografie între care erau și doi băieți de la mine. Așa, e vorba de Luca Iulian și de Cătălin Misail. Care e problema? Tot aici pe telefon, Luca Iulian, zic, care e problema cu domnul Săfte? E o făcătură, e o păcăleală. Eu m-am dus și cu Cătălin de pe platforma a ceea ce înseamnă asociația ONG Unicu Albu. Era vorba de o platformă liberală, nici de cum de un partid. Acest domn conduce un ONG. Și ne-a invitat să stăm de vorbă, pentru că nu eram singur ONG-ist. Întâmplător la masa de la barul domnului Cătălin. Da. Deci nu eram singur ONG-ist, mai erau ONG-uri acolo. Și ca să o dea acum la nivel național, că a făcut nu știu ce racolări, nu, e... De anumite o să apară un comunicat astăzi, din punctul ăsta de vedere, ca să stârpim, aș zice, diversiunea asta de 2 lei, pe care, vreți să-i spune, le alimentează în Neamț aici. Mai sunt niște domni care mai scriu în presă, asta e unul așa de 2 la pungă, spus că altfel, și mereu are ce are, are așa, dai bine, presa trebuie să-și facă datoria, într-un fel sau altul, numai că eu am o pretenție. Scrie, domnule, adevărul, mai da cu minciuna, că spui că ești interesant. Acum, știți cum e cu adevărul ăsta? Da, e relativ. E relativ. A zis-o evreul ăla deștept, Einstein, totul e relativ. De asta a și venit domnul Ilan.
la noi. Să nu lumineze, da. Deci totul este relativ. Este adevărul dumneavoastră, este adevărul lui Ionel Arsene, este adevărul lui Mugur Cosmanciuc, este adevărul lui Liviu Harbuz, este adevărul lui, cine mai este, Bogdan Gavrilescu. Deci sunt foarte multe adevăruri în și momentul acesta. Eu să, așa, și deci nu sunt plecări de nu știu ce natură din partid. Sau, sigur că am radiat din partid pe domnul Cristian Tihene, din considerente că l-am explicat la un alt post de televiziune și nu e cazul să mai revin asupra acestui consilier municipal, asupra acestui subiect. Nu eu, l-am radiat, mă rog, aici o problemă de decizie politică, nu vine Sapte și spune facem așa. Interesant însă se întâmplă altceva. În această perioadă de reașezare, domnul Brănescu, ne trezim că, domnule, înseamnă că ALDE e important în județul ăsta Neamț. E curtat. Păi dumneavoastră să-mi spun. Nu vă puteți imagina ce îmi spun consilierii mei, cum îi sună cei de la PNL și cei de la Pro-România să treacă neapărat la ei. Bă, fraților, mă întreb și eu așa, măi, nenea, partidele astea așa. Dom'le, chiar nu aveți oameni, aveți oameni de calitate, nu aveți oameni buni, deci trebuie să luați de la ALDE. Și altă dată o să dau cu nume și prenume, cam cine se ocupă de, în ghilimele, sunt niște trebăduși politici care, sigur, fac această, zis, muncă de duzină, plictisind, îi sună și la 10 noaptea acasă, plictisind oamenii pur și simplu. Mă sună oameni, domnul Asafte, m-a sunat cu tare la PNL, domnul Asafte, m-a sunat cu tare la Pro-România. Așa, domnule, nu vă supărați. Hai, domnule, ALDE nu mai există, auziți teorie de ALDE, cum să nu există ALDE, domnule? Păi noi avem organizație la nivel național, cum n-are fantoma asta care umblă pe aici pe în județ. Nu. Aia e problema, e o primă chestiune. Doi, cum să te duci să iei oameni de la un alt partid? Lasă-mă să fie decizia unui respectiv, vrea să vină, vine, nu vrea să vină, nu vine. Dar nu te duci și insiști, aș zice, până la obsesie, eu nu zic în prostie și nesimțire, treci la noi, vină la noi și în sfârșit. Și că am auzit că se umblă și cu metode convingătoare destul de consistente, dar mă rog, probabil e vorba de limbaj și nu de altceva. Sper că m-ați limbaj înțeles politic, bine. Domnule. Limbaj politic, lasă-mă. Limbaj politic, nu. E jenant. E jenant și umilitor. Eu mă opresc așa într-o zonă de genul ăsta, pentru că aș putea spune mai multe, dar... Bun, haideți să... Asta înseamnă că cele două partide sunt disperate din punctul ăsta de vedere, pentru că le lipsesc oameni, oameni de calitate. Dar nu-i vinovat Asafte că le lipsesc oameni de calitate. Ei auzit de muncă, munciți, mă, fraților, și ziceți oameni de calitate în partidele voastre. Eu nu spun, Doamne ferește, că nu sunt oameni, eu nu mă refer la lideri, la nu știu ce așa, pentru că eu am bunul simț să nu mă leg de lideri din județul Neamț, eu dacă am mai dat în ceva, am mai dat și la lideri la nivel național. Eu mă refer la mai micuțe ăștia, intermediare ăștia care, bine, să ne înțelegem, ăștia nu acționează de capul lor. Dar, ca idee. Ori încercarea de a destructura un partid ca să iei oamenii este, cum să vă spun, nu mai face parte din democrație, face parte din cu totul altceva. Dar noi ne-am luat măsuri de fidelizare a ceea ce înseamnă oamenii noștri și nu ducem, chiar nu stăm cu frica asta. Cam da. Așa și cu domnul Ierache Paul de la... Haideți să încercăm... Poiana Teului și cu domnul Ilan Laufer. Să încercăm să răspundem la niște întrebări. Sunt foarte multe intervenții, extrem de multe, foarte multă lume se uită, inclusiv, ca să spun așa, contracandidați dumneavoastră de la alte partide. Extrem de mult. Se uită și prefectul în funcție, ca să zic așa. Că domnul Îl salut, domnul George Lazar. Nu, domnul Lazar este plecat și ar trebui delegat atribuțiile domnului Ungureanu. Îl salut, chiar domnul Ungureanu. Dacă nu mă înșel, e tot de pe la ALDE, nu? Nu știu, nu cunosc. Eu numit de guvern, nu e treaba am mea. Înțeles. E apolitic, am înțeles. Uitați, întrebare, eu nu știu despre ce este vorba. Știți ceva de un proiect El Camino? Eu n-am auzit de așa ceva. Dacă știți dumneavoastră, sunteți întrebat de ce credeți despre acest proiect. Eu nu știu. El Camino. Da, bine, acum ar trebui să țin minte o întreagă ori de zi. Nu, este o doamnă care e foarte serioasă și întotdeauna întreabă de lucruri legate de turism. Eu sunt sigur că întrebarea e foarte serioasă și de asemenea sunt doamnă serioasă. Și să văd mâna, doamnă, deci, pentru... Chiar eu nu știu despre ce este vorba. Deci e un proiect, aș zice, educațional, ca să-i fac definirea completă, ar însemna să am fișa la tot ce înseamnă ordinea de zi nu, în atâtea ședințe. Spuneți-ne un pic așa despre ce este vorba, ca să nu... E un... hai să-l definim ca un fel de schimb de experiență culturală. Ok,
Okay. Cam la maniera asta. Așa. Am înțeles. Sunteți întrebat de mai multe persoane despre piste de biciclete, dar ați, în zona Dureu. Da. Ați vorbit deja despre chestia asta cu zona de agrement. Zona de agrement, sigur. Așa, vă întreabă domnul Enache despre un drum spre Izvorul Muntelui. Probabil că dânsul lucrând acolo la parcul Ceahlău... Da, vă spun despre ce este vorba. Domnul Bănănescu, noi ca să avem siguranța, și am insistat foarte mult pe această temă și m-am pus de acord cu domnul președinte Ionel Arsene, ca să avem siguranța că acest drum, să-mi iertați un pic limbajul, va fi șnur din Bicaz și până la Dureu, am preluat de la UAT Bicaz, de la Primăria Bicaz, am preluat în administrarea noastră Consiliul Județean și segmentul de 8 km de la Bicaz la Izvorul Muntelui. Pentru ca să apară același mod de organizare și modernizare, dacă vreți, a acestui drum. De ce spun asta? Vedeți, dumneavoastră, nu ne-am apucat încă de el, pentru că pe acest drum, la această oră, trec utilaje de 30 de tone, care petriș concasat, betonere, utilaje, facem și venim dinspre Dureu, spre Izvorul Muntelui, și apoi ne apucăm de Bicaz, Izvorul Muntelui. Am înțeles. E clar. Haideți să trecem, că sunt foarte multe. Deci, se spune așa, de ce nu faceți prevenție pentru a evita poluarea cu peturi și alt gen de deșeuri? Ar trebui luate măsuri concrete de prevenție. Un alt domn vorbește despre agențiile de mediu care dau amenzi și inventează taxe, dar implicarea spre educație este zero. AFM este cea mai penibilă agenție guvernamentală. Un alt domn, în Oradea pe Criș, sunt montate camere pentru a depista pe cei care aruncă gunoaiele. Montați separatoare și impuneți autorităților locale responsabilități în sensul acesta. Nu sunt bănci cu motor, la Braieș, nu știu unde, evacuați toate haznalele de acolo. Mulțumesc pentru idee, e o dorință a mea de 4 ani de zile și sperăm să reușim. Chiar o să vorbesc și cu președintele Consiliului Județean, dacă nu o să preiau această inițiativă, să-i chem pe cei de la Garda de Mediu, de la Mediu și alți factori implicați și să vedem ce se poate face. Deși știu foarte bine, domnule Bălănescu, în perioada asta electorală, de campanie electorală, nu e bine să te pui cu lumea bună, dar îmi asum riscul. Nu are nimeni a reproșa și nici ceva și nu am vreo teamă din punctul ăsta de vedere. Pentru mine să facă lucrurile corect și totul e bine. Faceți piste de biciclete pe axial, nu trafic auto pentru transportul și traficul de lemne. Asta este o problemă. E o mare problemă. E o observație foarte pertinentă. Și de ce spun asta? Când m-am dus eu pe axial acum câțiva ani de zile, să știți că axialul era pistă de prelucrare a lemnului, domnul Bălănescu. Deci acolo se tăiau, se încărcau așa. Păi este o nebunie. Dacă noi nu vom lua măsuri ferme de confiscare efectivă a acestor mașini mari care ar căra butuci, mă rog, lemn. Acolo lucrurile ar trebui să fie foarte clare. Exact. Pe axial, puncte de control. Să știți că degeaba am făcut axialul ăsta. Exact. Domnul Marius Irimia ne spune, El Camino este un traseu de pelerinaj. Da, de pelerinaj, așa sunt de schimb de cultural. Da. Treceși prin Parcul Național Vânător Neamț. Da, mai sunt mesaje, dar deja ne apropiem de, am și depășit domnul, un pic. Domnul Marius Irimia, să vină să discutăm un pic despre ce spune el cu proiectul ăla pe lac. Ne-a și transmis pe Facebook. Cu tot respectul, nu am o problemă eu cu, am altă treabă cu cei din alte zone, dar să vină să discutăm, pentru că acolo s-a pus problema cumpărării unui utilaj. Mai sunt și alte metode. Orice idee este binevenită, exact, și asta poate discuta dacă se stă de vorbă și cu bună credință pentru județ. Haideți să, pe finalul acestei emisiuni, uitați-vă așa în cadru, acolo, în cameră și spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră configurația politică după alegere? Așa, din ce simțiți? La nivelul Consiliului Județean. Că asta rămâne înregistrată, știți, și discutăm după aceea. Nu e o întrebare grea.
Și răspunsul e greu. Nu, da, răspunsul, nici măcar răspunsul nu este greu, pentru că gândeam așa la un anumit procentaj, dar nu ca să dă eu procente acum. Sigur, probabil că va fi PSD, PNL, dați-mi voi să spun ALDE. Noi creștem în sondaj și creștem așa cum trebuie și avem organizații puternice la nivel de județ, ca și la nivel de țară. Posibil de asta PMP-ul, USR-ul, ceva și Pro-România. Am înțeles. Ne oprim aici. Cam așa văd configurația la nivel de Consiliul Județean. Ne oprim aici pentru că am depășit timpul alocat emisiunii. Vă mai așteptăm când mai avem de discutat subiectul. Mi-a plăcut foarte mult discuția pe zona respectivă pentru că a generat o întreagă luare de poziții pe chat-ul emisiunii. Oamenii vin cu idei. Așa trebuie discutate lucrurile. Să luăm și alte zone, să vedem ce se întâmplă, să discutăm despre salba asta de lacuri, care este, cum este și ea, poluată și... Avem un potențial turistic exact. Extraordinar. Da. Vă doresc și dumneavoastră succes, cum ne-am dorit și celorlalți șefi de partid de care au fost. Vom păstra toate aceste emisiuni care au fost făcute una după alta. Luni va veni domnul Gavrilescu de la PMP și vom încerca să vedem după aceea în ce măsură ceea ce a spus fiecare se îndeplinește. Cele bune! Vă mulțumesc foarte mult și eu mulțumesc respectătorul meu pentru că au răbdarea să mă asculte. E foarte important să discutăm altă dată și alte teme, poate de implicare unor partide din punct de vedere al ideologiilor, pentru ce înseamnă că trebuie și binele național. E foarte important. Am înțeles. Nu trebuie scăpat imediat ce s-o gădă. Eu vreau să fac un anunț. Nu acum. Doar local. Vreau să fac un anunț în emisiune. Oameni buni, de mâine, cafeaua de dimineață se servește și sâmbăta, dar pentru că sâmbăta cafeaua se bea un pic mai târziu, vom începe la ora 10 și avem deja un prim invitat, va fi domnul Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț. Deci de mâine începând, cafeaua de dimineață și sâmbătă de la ora 10, pentru că mi s-a spus, mi s-a sugerat că și sâmbăta se bea cafea. Atunci nu avem ce face, trebuie să ținem cont de aceste sugestii, chiar dacă va trebui să facem un efort mai mare în aprovizionarea cu cafea. Zahăr nu prea punem, lapte deloc, dar vom vedea ce iasă de aici. Cele bune, oameni buni! Numai bine!